Păi vă salutăm, distinși consumatori de vloguri în scenă. În vlogul de astăzi mergem să facem niște cumpărături. De fapt, mami se duce, noi stăm și o așteptăm la mașină, ca să îi gătească ceva bun. Haideți cu noi! A, și vă arătăm o chestie foarte, foarte tare. Imediat. Mergem? Haide, trebuie să le facem un cadru motenez, dar nu acum. Nu acum. Hai, mama, gata. Am ajuns la destinație, mami se duce să facă shopping. Doamne, ce, avem UGG-uri. Ce va, mă, tata, mă? Salut! Salut! Te circunsuită după maică-sa. Deci copilul ăsta... Mama, mama, mama! Unde a plecat tati, mami? Unde a plecat mami? Unde a plecat mami? Unde a plecat? O să-i gătească ceva bun, Georgiana, sunt foarte curios ce. Sper să ne gătească și nouă ceva bun. Da. Da. E timpul pentru un cadru motănesc. Așa, da, da. Așa e. Hai. Acum că a plecat mami, e timpul să dăm drumul la distracție. Și atent, tati. Trebuie să fie amândoi cool. Eu cu ochelari ăștia și tu cu ăștia. Haide. Hai să fim boși. Haide. Deci nu pleca nicăieri. Da, mă, tata. Hai să țin și tu puțin pe ochi. Nu mai ușesc. Îi dai pe ăștia? Salut. Eu sunt Noel, baby boss. Păi de n-aideți lângă mine să ne jucăm de-a televizorul. Nu vezi, să mai crezi că să mă înțeleg cu el, să fac toate tâmpeniile de pe planeta asta. De mine, să ne costumăm la fel, să ne jucăm de-a polițiștii. Da, tati, tu stai seama câte chestii o să facem împreună noi? Stați așa că băgăm primul joc cu Noel în Tesla ever. Fiți atenți aici. Ia, ia, ia. Să-i se încarce jocul, tata. Ești pregătit? Da, așa, dar e, da. Să duc degetul ăla cu arătătorul. Așa, 2. Dar cum ai că 2 player? Nu jucăm cu unul singur momentan. Continuă. Chill. Ești pregătit, tata? Haide, hai să conducem. Ia, haide. Haide. Haide, tati! Haide, tati, rapă! Haide, haide, haide! Dai, 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 dai! Hai, Noel, condu-l, tati! Dai, 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 dai! Haide, dai din volan, dai din volan! Wrong way! Haide, tati, dai, 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 că se dă din volan! Mamă, mamă, trebuie să-l opuc de la asta, tati, trebuie să-l nu le-am luat! Haide, tati, dai din volan, ambele mânuțe pe volan! Haide, 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 haide! Haide, oooo, puf! Haide, haide, uite, punctele astea le luăm, tata! Le-am luat! A luat și un papagal! A luat și un papagal, tata! Vezi ce distractiv e când e mami la cumpărături? Puncte! Hai să le luăm, hai să le luăm, hai să le luăm, hai să le luăm! Bum! Le-am luat, tata! Nu e foarte interesant. Momentan! Momentan! Hai, tati, dai, 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 că ai nusă, locul nusă, locul nusă, locul nusă! E lui îi place să ați peste pe ecran. El are treabă. Da, am bifat-o și pe asta, ne-am jucat. Am ieșit pe locul 2! Mulțumesc de ajutor! Nu e foarte impresionat. Abia aștept să putem să ne jucăm împreună tot felul de jocuri. În continuu să ne jucăm. Și în viața reală, și pe calculator, și în mașină, peste tot. A venit mami! Nu doar Georgiana a luat chestii, și eu am luat chestii. Ridică un colet.
Bun. Bun. Așa. Și chestia asta are legătură cu chestia aia tare de care vă spuneam mai devreme. Imediat vă arăt, dar mai întâi să iau eu acest pachet. Am luat ceva, dar nu contează ce am luat, cât ce contează ce o să băgăm imediat în EasyBox. Spuneam mai devreme că nu contează ce am luat noi din EasyBox, cât contează ce vom pune în EasyBox. Asta pentru că oamenii de la Same Day care dețin aceste EasyBox-uri, sunt peste 2400 în țară, le pun la dispoziția tuturor celor care vor să doneze pentru refugiații ucrainieni. Same Day s-a alăturat Crucea Roșie în campania Umanitatea Nu Are Granițe. Hai să vă arăt în câțiva pași cât de ușor poți să ajuți refugiații ucrainieni. În primul rând trebuie să ai produsele. Lista produselor care sunt ok să fie lăsate în aceste easy box-uri o găsiți pe linkul din descriere, mai exact pe landing page-ul cu toate informațiile acestei campanii. Umanitatea Nu Are Granițe este numele campaniei, pe site-ul Same Day găsiți. Georgiana a făcut câteva pachetele. Le-a pus în pungi de astea cu zip. Georgiana e specialist în pungi cu zip. O să vă spun imediat Georgiana ce a pus în ele ca să vă inspire, dar repet, pe site găsiți o listă completă cu chestii pe care puteți să le puneți în aceste easy box-uri. Pașii sunt foarte simpli să donați. Intrați pe linkul din descriere, cum am spus. Aici trebuie să completezi nume, prenume, de fapt prenume, nume, numărul de telefon. După ce ai completat aici datele tale, apeși trimite. Și ți apare mesajul ăsta. AVB-ul tău a fost creat, iar tu ai dat dovadă că Umanitatea Nu Are Granițe. Folosește codul primit prin SMS pentru a lăsa donația ta în locker. Și dacă nu știi care e cel mai apropiat EasyBox, apeși aici și ți arată harta. Bun, eu am primit acum acest pin și cu el mă duc să las pachetele. Ok, hai să băgăm pungusele. Dacă se aude ciudat la microfon, e pentru că umblă Noel. Ce-ai pus acolo? Avem așa. O punguță cu chestii de mâncat, gen supe instant și conserve. O pungă cu gel de duș pentru copii și deodorant pentru femei și pentru bărbați. Și mai am o pungă cu pastă din șervețele umede pentru copii, o periuțe și cam atât. Așa, bifăm aici, returnează slash donează. Da. Și zic imediat pinul. Z, L, R. Z, L, R. S-a deschis. Trebuie să fiți foarte atenți ca coletele vor trebui să intre aici, da? Deci uitați, eu aici am o problemă că le-am așezat. Sunt niște dimensiuni pe care le-au pus și pe site și pe care trebuie să le respectați. De asta Georgiana a venit cu ideea asta foarte bună cu pungile astea cu zip. Gata, am pus. Pe scurt, ideea este că ori de câte ori aveți ocazia, de câte ori puteți, vă permiteți să donați. Important e să ajutăm. Până la urmă știți cum e, puțin cu puțin se face mult. E foarte tare că acum e și super accesibil să faceți chestia asta cu ajutorul acestor easy box-uri. Deci peste 2400 de găsiți în țară, ați zis cât de ușor este procesul. Ce să zic? Donați! Donați! Și am ajuns acasă. Soția a fost la fiert ce? Apă cu puțin ulei și cu sare, pentru că îi facem paste cu brânză lui Noel. O să fie prima dată când mănâncă paste cu brânză. Bam, 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 bam. Când de timp el face treaba aici? Da, am avut un mini semi-accident, deci luase sticla de ulei. Dacă nu eram pe fază, făcea tot parchetul numai ulei. Bă, tata, tu n-ai văzut că lumea se bate pe ulei? Ce noi n-ai bă? Singur ulei pe care l-am avut noi în casă. Aoleu! Noi! Mamă, și mâncat chestia aia simplă așa, adică nu? Cu pâine. Și mie îmi place să rad brânza pe răzătoarea asta, cea mai fină. Brânza aia merge pe cartofi de minune. Pe cartofi prăjiți? Piticuți? Dar nu are voi cartofi prăjiți încă. Momentan, tata. Dacă vă întrebați care este rețeta, rețeta e foarte simplă. Paste, telemea, eu am luat o telemea bio, mai puțină sare. Nu-i place brânza de vaci, care e dulce, seamănă cu măsa, nici mie nu-mi place. Și puțin unt. Vă arăt când începem să le preparăm. Acum sunt la capitolul rasul brânzei, care e foarte multă, că nu așa ne place. Și cum ne place, noi dau și lui Noel. S-au fiert pastele, am pus unt, aștept să se topească. Ce vrei să te prinzi, bulgarii? Îmblai acolo la rutiță? Mâncăm paste, wa, wa, wa. Pur și simplu ce-am aici. A, asta-i schema? Da. Și brânza când o pui? După ce pun pastele. A, aia e logică. Este cea mai simplă rețetă de paste, dar sunt delicioase.
Adică nouă ne plac pentru că eu le pun foarte, foarte multă brânză. Știți că nouă ne plac pastele cu mult sos. Dacă vă uitați pe canalul nostru de mâncare, știți că tot timpul spun chestia asta, că îmi place să fie, domnule, sos pe bogăție. Cineva s-a apucat de meșterit? Hai, tati, vedem, tăiem, împachetăm, facem chestii? Am păstrat și niște apă de la paste, în cazul în care mi se pare mie că e prea densă treaba aici, mai punem niște apă de la paste și am folosit modelul ăsta de paste ca să poată el să țină în mânuță. Adică o să se facă... A, le mănâncă ca pe snack-ul. Exact. Ca pe pufulețe. Exact. Și acum punem brânza, multă brânză. Aici cred că sunt vreo 250 grame. Multă brânză. Și așteptăm să topească. Minunat. În mod normal, dacă facem doar pentru noi, punem și niște chili, niște piper, dar pentru că e și pentru el, ne punem noi în farfurie separat. Hai să ne produs suficient. Vedeți cum arată? Bogăție, mult sos. Și sunt gata. Punem în farfurie să răcească și mâncăm! Yes! Nu, dar ce groase și mari sunt. Paste. Vrei să faci pe tata în gură, mama? Poftim, tu. Mângește-te. Tu. Papa, hai. Mai ții minte, tati, cum făreai paste din farfurie din, în Maldive? Ce bun e. Da-ți place. Râde-mă. Hai să mușcăm. Nu știi să muși, mama? Ai deja mânuță. Hai că uite, stai eu bucățele și îți dau. Asta? E bun? Îmi face poftă, vreau și să mănânc. Da. E bun, mă, normal că e bun. Cum să nu fie bun? Dom'le, am pus și cu un puțin chili. Ia uite. Și-o îndesam gura mai devreme. E bun, mama? Și-a dat seama că poate să-și folosească dinții, mă mușcă din ea, iubirea mea. E bun, mama? Știm. Sunt făcute, gen, le-am fiert foarte, foarte moi, adică nu sunt al dente, ca să poată să le mănânce el, să nu se nece. E bun? Îți place? Da? Poftim? Tămare? Stai, mi se pare că a început să mănânce mâncare de mame mari. Miam, miam. Oh, ce bun e! Poftim. Așa te faci, tati mare. Să suleți bun, mamă. Poftim. Este excelente. Cine să știi, Georgiana, stai jos. Mulțumesc. Ție știam că să-ți placă. Criticul culinar Noel Ionescu era important să dea ok la rețetă. Păi, distinși consumatori de vloguri, putem concluziona că ăsta a fost vlogul de astăzi, încă o rețetă reușită. Nu uitați să linkul din descriere pentru mai multe informații vis-a-vis de acțiunea pe care o fac oamenii de la Same Day cu ajutorul Easyboxurilor. Donați cât vreți, dacă puteți. E important că acum e și mai ușor să poți să donezi. Ne vedem mâine!